Supersonice, elicoptere și aeronave militare, avioane de acrobație, parașutiști și mult zgomot. Toate vor împânzi mâine cerul Bucureștiului. Cel mai mare show aerian al anului va avea loc pe aeroportul Băneasa. Va începe la ora 10 și se va încheia la 21:30. Organizatorii se așteaptă la un număr record de vizitatori. Intrarea este liberă. Cel mai mare show aerian al anului aduce pe cer piloți și parașutiști din 10 țări. Anul acesta, la a doua ediție BIAS, va fi un număr record de aeronave militare. De la deja faimoasele supersonice F-16 până la cele mai robuste avioane militare, cum ar fi Spartanul sau Hercules. These are the F-15C, so this is the mighty F-15 Eagle. We are an air superiority fighter, so we specialize in air-to-air fighting. La spectacolul aerian vor participa și piloții Aeroclubului României cu 35 de aeronave, dar și cu parașutiști. În premieră vom lansa din 3 avioane de parașutism 36 de parașutiști, iar unul dintre ei va desfășura un drapel de 400 de metri pătrați. Organizatorii se așteaptă la 150.000 de spectatori. Autoritățile au pus la dispoziție mai multe autobuze care vor ajunge în zona aeroportului pentru a evita blocarea drumului național 1 cu autoturismele personale.